Au luat seiful de aici pentru că trebuiau să-l ducă lângă baie, că le trebuia acces la apă și ca să nu treacă prin fața glasvandelor și să fie văzut de vecini. Și l-au cărat acolo, pe holul de la baie și l-au spart. Asta e. Și au stat vreo 2 zile aici. Actorul Alecu Reus a fost plecat 3 zile într-o vacanță în Apuseni. Când s-a întors acasă, s-a trezit că totul este devastat. A rămas înmărmurit când a văzut seiful de 200 de kilograme tăiat cu flexul și mutat în altă cameră. Uite pe acolo au găsit. Aici nici n-au deschis. Aici mai sunt bani, mai sunt carduri, mai sunt acte, înțelegi? Iar aici, ai înțeles cum au făcut? Hoții l-au tăiat cu un flex și au furat toți banii, adică 93.000 de euro, pe care actorul i-a obținuse din vânzarea unui apartament moștenit de la tatăl său. Banii pe care i-ați furat reprezentau banii cu care trebuia să cumpăr casa în care locuiesc. Și era, dacă vreți, zestrea sau moștenirea pe care o lăsam copiilor mei, am 2 fete. Mai multe ceasuri, bijuterii și chiar un lingou de aur au rămas neatinse. Și asta ars. Îți dai seama ce temperatură a fost acolo. Deci din bani oricum ars. Polițiștii au deschis o anchetă și caută pe hoți. Păgubitul este convins că aceștia sunt apropiați de ai săi și chiar are și un sfat pentru ei. Dragii mei, țineți-vă mintea în iad și nu deznădăjduiți.